Proiectul Minorities Film Festival este finanțat prin mecanismul financiar SE 2009-2014 din cadrul programului cultural Diversitate în Cultură. Proiectul este derulat de Asociația Culturală Metropolis cu Muzeul Intercultural din Oslo. În cadrul programul prin care acest proiect, din care acest proiect este finanțat, este implementat în România și coordonat în România de către Ministerul Culturii prin unitatea de management a proiectului, de al cărui sprijin ne bucurăm și să ne bucurăm în continuare. Proiectul Nomad, festivalul de film, este activitatea semnificativă, cea mai importantă activitate din cadrul proiectului. Însă proiectul este mult mai amplu. Pe de o parte, urmărește să identifice filmele cu tematică etnoculturală ale minorităților din România. Pe de altă parte, avem niște workshop-uri pe care le vom face cu partenerul norvegian, prin intermediul cărora vom încerca să obținem cele mai relevante informații cu privire la organizarea de festivaluri și diferite evenimente culturale, astfel încât să crească calitatea acestora la noi în țară. Și tot punctul culminal va fi reprezentat de către Nomad și concursul de scurtmetraj. Ideea a izvorât din întreaga cultură a Asociației Metropolis, în frunte cu președintele acesteia, domnul Daniel Mitulescu. El este finanțat prin mecanismul financiar SE 2009-2014, fonduri norvegiene, granturile norvegiene. A fost el la ideea asociației culturale în cadrul unui apel pe care Ministerul Culturii l-a deschis cu privire la promovarea culturii în diversitate în cadrul patrimoniului cultural european.